Pericol major pentru sănătate, mai ales acum vara pe caniculă. În momentul în care mașina stă în soare, plasticul din mașină, bordul e făcut de obicei din plastic, emană niște gaze care sunt foarte dăunătoare, benzen și alte elemente volatile, care se acumulează în interiorul mașinii, habitaclu. Urci în mașină, pornești și inspiri toate acele gaze. Iată ce trebuie făcut. În primul rând, Găsește un loc la umbră, dacă e posibil. Pune acea folie reflectorizantă pe bord, să nu bată soarele direct în ea. Dacă ai posibilitatea, lasă chiar geamurile stânga-dreapta deschise de două degete. Și, în orice caz, atunci când pleci cu mașina, pornește motorul, dă drumul, deschide toate geamurile, dă ventilatorul la maximum ca să iasă și gazele de pe sau ce se acumulează substanțele pe conductele de aerisire, și lasă mașina așa unul, două minute, tu, bineînțeles, fiind afară din mașină. Și după aceea pleacă. Te poate salva de pol pulmonare. Aceste gaze pot să ducă inclusiv la cancer pulmonar. Așa, deci, ia aceste măsuri de siguranță și corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!